Alba Iulia va avea strand modern din vara lui 2015 încolo, afirmă primarul Mircea Hava. Așadar, sezonul estival din acest an va fi ultimul pentru bătrânul strand de la Schid, care va fi transformat ulterior în zonă de agrement și joacă pentru copii. În vara acestui an se va deschide bazinul olimpic și tot cam de pe atunci vor începe lucrările la modernul strand, ce se va amenaja undeva în spatele bazinului destinat înotului sporturilor nautice în general. Noi am început deja, dacă cred că ați văzut exterioarele, le terminăm foarte repede. Nu le-am început până acum pentru că nu avea niciun sens să se călărească cineva pe ceea ce lucrăm și să distrugă. Suntem în curs de achiziție cu aproape 4200 ceva de metri în spate. Afară vor fi 3 bazine, un bazin mare, nu mă întrebați de cât metri pătrați, știu că trebuie să aibă maximum 1,5 metri adâncime. Un bazin pentru copiluți de aia mici, cu mămicile, cu tot soiul de dotări și un bazin pentru copiii mai mari, nu știu, de 60 de centimetri. Plus un teren de nu mai știu ce într-o zonă că este loc și zone de genul ăsta. Să stai, un părculeț de joacă pentru copii, capacitatea maximă la strandul care va veni afară, deci umplut ca fiecare să aibă locul lui acolo, în jurul între 300 și 400 de oameni. Noi niciodată n-am avut atâția. Acolo sunt nici când a fost caniculă. Dacă proiectăm la 400 de oameni, fi sigur că încap și 500. Doamne, dă să fie plin. Cam asta. El va fi total diferit, despărțit de bazinul olimpic, de să nu va fi o chestie integrată, te duci afară și, pe urmă, vii să te bălăcești dincolo. Vrei într-o parte, duci într-o parte, vrei în cealaltă parte, duci în cealaltă parte, plătești. Intrarea va fi cu sistemul ăla de ceas din ăla, pe oră, pe minut, pe supraveghere video. Bazinul olimpic va fi folosit strict în scop didactic și pentru sport de performanță, iar strandul pentru agrement, a ținut să precizeze Mircea Hava. De altfel, odată inaugurată baza de agrement din spatele bazinului olimpic, zona în care este amenajat vechiul strand de la Schid va căpăta o altă destinație. La Schid, ce s-a întâmplat cu strandul? Acolo o să transformăm zona, tema deja în lucru, într-un, hai să-i spunem, un parc. Știți care e treaba? E mult zis un parc. Un parc trebuie să fie pe minimum, vorbim de parc când avem 10 hectare. Ca și mașină ceva cu 4 roți și cu motor și cu volan. Un scoar, să zicem. Deci o zonă verde cu un loc de joacă. Ca în temă ne-am gândit să fie și o băltuță acolo, nu să se scalde cineva, ca să primenească aerul. O să vedem ceva desenat cei care trebuie să deseneze chestiunea asta. Nu e o problemă să realizăm. Cred că nici nu vom face nicio licitație, ce-l facem pe forțe proprii. Singura chestie va trebui găsită o firmă, așa, cred că prin licitație, ca să buldozerească toate betoanele alea de acolo, care toate scrăpate, fisurate, e o nenorocire ce e acolo. Da, trebuie sparte, cărate, nivelat pământul, pom știm să plantăm, iarbă știu ăștia să pună, floare ați văzut că pun de, acum trebuie să-i opresc. Da, anul ăsta va merge, nu? Mai deschis. Păi anul ăsta, așa, cu cârmâr o să lăsăm, mai cârpim ceva la el, mai bagă niște mastic acolo, cu vai crăpată. Da. Deci la ăla se pompează apă neștire. Mai povestim câtă apă pierdem pe care trebuie să o plătim. Așadar, 2014 este pentru albaiulieni ultimul an de scaldă ca la gârlă, căci din vara anului viitor, promite primarul Hava, vor avea strand ca la carte, cu supraveghere video efectuată numai de persoane autorizate, adaugă cu umor edilul.